din Porto. Sunt foarte entuziasmată, dar și foarte obosită. Sunt entuziasmată pentru că ne dorim de foarte mult timp să ajungem în acest oraș. Noi am mai avut odată rezervată această excursie, am avut luate biletele de avion, cazarea, absolut tot, doar că acest lucru se întâmpla prin martie-aprilie 2020 și știm cu toții ce s-a întâmplat atunci, așa că toate planurile ne-au fost date peste cap și au fost anulate și am rămas cumva cu Porto în aer, ca să spun așa. Și iată că la 2 ani distanță, 2 ani și un pic, am reușit să ajungem într-un final și sunt și foarte obosită pentru că am dormit vreo 2 ore azi noapte, dacă am dormit 2 ore, ne-am trezit pe la 3 dimineața, pentru că aveam pe la 6 și ceva, cam așa, avionul. Și, bineînțeles, trebuia să ajungem cu 2 ore înainte, până ne-am pregătit, până așa. Ne-am trezit foarte devreme, n-am dormit mult și am avut 2 zboruri. Un zbor Iași-Bergamo. Acolo am stat vreo 2 ore jumătate, numai bine cât să prindem celălalt avion, dinspre Bergamo spre Porto. Așa că a fost o zi destul de lungă. Am ajuns în Porto, am ajuns la cazare. Ba nu, întâi am stat la o bere, Tibi, și un suc eu, cât s-a eliberat camera, Airbnb-ul, de fapt. Și apoi am ajuns la cazare, am lăsat bagajele, am mers, am mâncat ceva super rapid. Na, nu pot să spun că ne-a pe spate ce am mâncat, dar a fost fix ca să umplem puțin stomacul pentru că era foarte foame. Am mers la un supermarket și am luat niște apă, niște ginuri tonice. Am găsit niște gin tonic la doză. Da? Foarte interesant. Și Tibi și-a luat niște bere. După care am venit la cazare. Eu am mai lucrat vreo 2 ore, cam așa. Tibi a lucrat și el puțin, după care cred că a țipit vreo jumătate de oră, să spun. Ceea ce e foarte bine pentru el. Eu n-am apucat să mai dorm. Și acum ne pregătim să ieșim. O să încerc să-mi repun fața, să-mi refac fața, să-mi dau un refresh, pentru că sunt cu acest machiaj pe față de la 3 și ceva dimineața și n-am mai apucat să mă ocup de treaba asta. Îmi dau un refresh și ieșim puțin, chiar dacă suntem foarte obosiți, dar nu vrem să ratăm cu totul această zi. Este deja, stați că vă spun data cât este. Este ora 6 aici în Porto. Ei sunt cu 2 ore în urma noastră. Deci în România este ora 8 și o să ieșim puțin. Oricum trebuie să mâncăm și de seară, să mâncăm ceva mai consistent și sper că mai bun. Și apoi vom veni la cazare și vom dormi. Bun, vreau să vă arăt puțin și Airbnb-ul. Am încercat să mai strâng din ce întinsese pe aici cu laptop și alte cele, ca să vi-l arăt cât de cât într-o stare normală, fără foarte mult haos prin jur. Airbnb-ul este destul de micuț, însă ne-a plăcut pentru că este mai colorat și are și un balcon destul de generos, ceea ce e foarte bine pentru domnul Tibi, care fumează și are nevoie de un balcon. Dar o să fie ok și seara, poate, când mai stăm la acel gin tonic la doză și la o bere, o să meargă numai bine. Bun, aici este intrarea, ne-am pus noi niște haine aici într-un soi de cuier. Aici este baia, nu insistăm foarte mult, duș și, bineînțeles, clasica imagine din oglindă. Hello! Bun, mergem mai departe. Aici avem o zonă de living, să-i spunem, unde ne-am trântit noi trolerul, pentru că nu prea avem unde să-l punem în altă parte. O canapea micuță. Avem câteva detalii de decor, o plântuță. Aceasta este masa la care am lucrat până mai înainte. Vedeți dacă am eliberat-o în mare parte. Zona de bucătărie, în care avem cam tot ce ne trebuie. Și dormitorul, care este foarte simpatic, cu acele pompoane acolo la oglindă, dacă le vedeți voi. Sunt așa colorate. Și mi-a plăcut foarte mult acest detaliu. Așa, avem și niște luminițe puse deasupra patului cumva. Și pare foarte confortabil patul. Așa că sperăm să fie numai bun să ne putem odihni cum trebuie. O noptieră acolo. Văd că este și un calorifer electric și cred că o să fie nevoie. Pentru că, sincer, mi-a cam înghețat nasul când am stat și am lucrat.
Ei nu au calorifere din ce văd, cel puțin în acest Airbnb, așa că s-ar putea să punem în funcțiune acest calorifer electric. Bun, și aici este un dulap destul de încăpător în care deja ne-am pus noi niște treburi pe acolo. Așa. Și acum vom ieși și îl vom vedea pe Tibi. Și acesta este balconul în care îl găsim pe Tibi. Hello! Piesa de mobilier, nu? Da. Și vedeți că are amenajat o zonă foarte frumoasă așa de stat, cu acea băncuță, cu pernuțe care sunt moi și confortabile. De exemplu. Da, uite, dacă se întinde pe aici, te creezi la soare, la mare. Bine, mă bucur. Măsuță, scaune, cineva a și lucrat aici. Și acolo mai sunt așa niște detalii drăguțe și știm unde bem ginul la doză mâine seară, de acum că de seară sigur nu. Îmi place foarte mult și casa scării din clădirea în care se află Airbnb-ul. Așa arată la etajele superioare. Noi suntem la etajul 2 și așa se vede în jos. Și cred că ar da foarte bine o poză undeva pe acolo. Credeți că s-ar prinde bine? O să testez mâine sau poimâine să văd ce și cum, dar îmi place foarte mult cum arată, mai ales că clădirea e veche, dar casa scării și apartamentul în sine par renovate. Sper că nu se aude foarte tare muzica ca să nu mă baneze YouTube-ul. Am venit pe malul fluviului Douro și ne-am așezat la o terasă care avea o notă mai de Doamne ajută, restul erau sub 4, sub 3 chiar unele. Mă refer la notele pe Google și pe mine m-a luat o moleșeală de numai. Și după ce mănânc, să vedeți acolo moleșeală și mai tare. Dar ne-am luat și o sangria. Încă nu încerc vinul de Porto, încă nu, că sunt mult prea obosită pentru asta. Tibi e curajos, a zis că și-a un pahar. Eu am mai dormit jumătate de oră. El a dormit jumătate de oră. Așa, o să gust de la el, știu, pentru că am mai băut în Florența și știu că este foarte tare și foarte dulce. Așa că de la un pahar, așa merge înapoi acasă. Și încă o chestie, să știți că Porto este foarte deluros. Și trebuie să urci, să cobori, să urci, să cobori, să urci, să cobori, să urci, să cobori. Și la vale e foarte bine când trebuie să urci. Mai ales după un vin de Porto. Că trebuie să urci, rămâi acolo. Mai ales după un vin de Porto, te mai gândești de două ori. Da, deci din punctul ăsta de vedere nu este un oraș foarte prietenos, să spun, adică trebuie să mergeți mult de jos. Acum așteptăm mâncarea, eu mi-am luat un burger de porc, pentru că n-am găsit nimic altceva interesant în meniu. Deocamdată, sper să mai găsim și restaurante cu ceva lucruri mai interesante, dar mă uitam în farfuriile altor oameni. Și Tibi și-a luat francezinia, care este o mâncare tipică din oraș, da, nu e chiar portugheză, e de-a lor, chiar a lor. Din Porto.
și e ceva ce nu pot să descriu. Nu să vă arăt pe cameră. Bombă calorică. Da, fix bombă calorică. E o chestie cu vreo 5 tipuri de carne, de cârnați, da, ceva. De cașcaval. 5 tipuri de cârnați, 2 tipuri de cașcaval, nu știu ce sos picant, pâine, ou. Mie nu-mi place nimic cum arată. Am să gust că na, dacă e ceva local, măcar să văd și eu cum e. Dar nu e de mine. Poate mă îndrăgostez de... Care de mine mâncarea ta preferată? Poate, da. Poate mă îndrăgostez de felul ăsta de mâncare și o să mănânc numai asta când stau în Porto. Nu cred. Și ei sunt foarte cunoscuți pentru pastas de nata, care este un tip de patiserie. Eu am mâncat mai de mult în Londra, într-un local care era condus de niște, care avea patroni portughezi, ceva de genul ăsta, și aveau și pastas de nata. Le-am mâncat atunci și m-am îndrăgostit de ele. De atunci nu le-am mai mâncat. Însă am ajuns acasă la ele și aș vrea să mănânc și în seara asta una, măcar una, dacă reușesc. Dacă nu, de mâine, nici o zi fără pastas de nata aici în Porto. Asta e deviza. Precum înghețata în Italia. Precum înghețata în Italia, da. Ok, da, cred că se vede pe fața mea că sunt mega obosită, dar rezistăm. Bun, așteptăm mâncarea și o să vă filmez faimoasa francezinha. Să vă faceți și voi cruce când o vedeți. Francezinha. Vedeți care e un nou care, mă rog, are puțin și piuie. Și nu cred că se vede foarte bine înăuntru. E numai carne. Da. Merge cașcavalul, sosul. Oul, sosul. Da, oricum frige foarte tare, trebuie să așteptăm puțin. Niște cartofi prăjiți și burgerul meu care arată el într-un fel. Da, ca după un an în vasule. Nu cred că s-o ce-ai spus, dar a zis tipic că arată ca după un an în vasule. Da, să avem poftă, ce să zic, mai ales tibila, francezinha. De mâncare? Hai că am luat și pastas de nata. Eu sunt la prima încercare, adică nu știu la ce să mă aștept. Așa. De vreo lună mă nebunesc că zbune. Eu am pus și scorțișoară peste, că nu se poate. Așa. Eu încerc clasic. Hai. Două, stai. Asta e că eu sunt cu șervețelul aici cu o mână. Țân. E fierbinte, nu mă așteptam asta. E bună. Da, pe domnul. Ceva nu-ți place? S-a vrut că am prea mult lapte. Probabil am filmit-o de la gol, dar nu contează. Foarte prea mult lapte? Da, dar prea mult lapte. Foarte bună. Are o cremă de ou, cred, și vanilie, nu știu exact ce are. Și pus într-un foietaj. Vă arăt mâine fizic, acum nu o să vedeți mare lucru. Da. Dar o să mănânc. O mănânc eu, dacă nu e problemă. Hai, e foarte bună. E foarte bună, să știți. Așa arată multe străzi în Porto, nu știu cât vă dați seama, dar e destul de abruptă panta asta. Nu vorbim în timp ce mergi, păstrează sinergia. Și noi suntem în urcare. La coborât e simplu, dar e rostogol. Da, deci să știți, dacă veniți în Porto, trebuie să vă puneți picioarele la treabă. Trebuie să le antrenați cum trebuie. La 45 acum, ce nu-i. Trebuie să le antrenați bine, că o să aibă de muncit. Încă puțin și ajungem. Încă puțin. Da, și pe aia mai urmează în deal. Dar la coborât? Cine o să distrezi la coborât? Eu sper coborât pe cază, adică nu știu. Încă puțin. Să vedeți cu ce mușchi. Cu ce mușchi la picioare mă întorc eu de aici. Da, am lucrez fesiere, lucrez tot. Și acum stânga-dreapta. Încă un delușor mai mic. Hai. Adă porcii de la micul, vreau să duc mai mare în Porto. Asta-i slogan. Și încă puțin. Vreau să prelandez pe aici. Da. Zicea cineva că urmează un deal mai mare după deal mai mic. Asta-i slogan.
Dar nu se vede exact pe camera. Nu se vede, nu? Nu. Deci inclinația de ce este 45 aici? Cam așa. Ce crezi că se duce între 45 aici? Cum o simt? Cum o simt picioarele tale, nu? Care numărul ăsta deci, aici? Dacă vreți să faceți picioare, să vă lucrați picioarele, să aveți gamba frumoasă, fesierul frumos și lucrat, veniți în Porto. La plimbat. La plimbat, ca să facem șoarimă. Știi ce mai rău? Știi că mai vine tur. Eu nu mai aud. Nu cred. Ne auzim. Dacă ne mai auzim. Nu ne mai auzim. După ce o să urcăm aceste dealuri. O față mai proaspătă și mai odihnită și, după cum se vede, am supraviețuit pantelor și urcușului de ieri. Pe lângă treaba asta cu dealurile, faptul că Porto este un oraș foarte deluros, mai aveam să punctez două chestii. Unu, sunt anumite zone unde este foarte multă mizerie pe jos, pe străzi, și una dintre aceste zone este fix cea de lângă apă, de lângă fluviu. Ne-am stat ieri și am mâncat acel burger și timp am mâncat francizinia, trebuie să vă spun și despre asta. Era foarte multă mizerie pe jos, sticle aruncate, pahare de plastic aruncate, ambalaje, de toate erau pe acolo pe jos și e păcat, pentru că ar putea să fie o zonă de promenadă foarte, foarte frumoasă, fiind așa pe marginea apei, dar mizeria aia de pe jos cam strică farmecul. Și la fel și pe străduțele lăturalnice este, cam este mizerie. În schimb, pe străzile centrale, să le spun așa, e ok. Din ce am văzut e curat, dar păcat că nu este așa peste tot. De asemenea, e păcat că multe dintre clădiri nu sunt renovate și reabilitate, ele sunt foarte vechi și dacă ar fi renovate ar arăta foarte bine, însă multe sunt lăsate aproape în paragină și au și graffiti pe ele și nu este o priveliște tocmai plăcută. Asta, din nou, pe străzile mai lăturalnice. Ce e pe centru, ca să spun așa, arată mai bine. Al doilea lucru pe care voiam să le spun este că mi se pare că mă orientez foarte greu în orașul ăsta și eu, de obicei, pe unde am mai mers, am reușit să mă orientez în spațiu, să-mi dau seama unde sunt și pe unde trebuie să merg. Dar aici sunt pierdută total. Sunt și foarte, foarte multe străduțe lăturalnice și micuțe, înguste. Sunt și aceste dealuri care poate mă induc în eroare și, per total, mi se pare ușor haotic orașul. Este și foarte aglomerat și mi-e greu, efectiv, să mă orientez. Și, oricum, noi folosim Google Maps ca să mergem în stânga, în dreapta. Mereu l-am folosit în excursii, dar mai dă și el rateuri. Ne-a mai dus prost în anumite situații. În afară de asta, n-am reușit să vedem foarte multe lucruri ieri. A fost și scurtă ziua, eram și foarte obosiți și pe seară eram mai mult atenți la dealurile pe care trebuia să le urcăm decât la clădirile de pe lângă. Dar astăzi, mâine și luni avem zi full și putem recupera. Noi stăm într-o zonă centrală, lângă gara São Bento, nu cred că am pronunțat cum trebuie, dar este o gară foarte, foarte frumoasă.
cred că este cea mai frumoasă pe care eu am văzut-o până acum. Este destul de micuță din ce am reușit să văd, dar pe interior este placată, ca să-i spun așa, cu foarte, foarte multe plăci de ceramică, faianță, practic, să-i spunem mai simplu, care ilustrează scene din istoria zonei. Șoferul cu care am venit de la aeroport la cazare ne-a spus că ar fi 20.000, parcă, sper că am înțeles corect, 20.000 de astfel de plăci, dar a zis, ca să fii mai precis, sunt de fapt 19.999, căci că una lipsește. Și am intrat aseară, când veneam spre casă, am intrat în gară pentru că am văzut că e liber, e gol și am zis că hai să intrăm, să o vedem cum trebuie, să ne bucurăm de această atracție, pentru că ziua îmi imaginez că este full și nu prea ai liniște să te uiți cum trebuie. Am și filmat, acum nu știu cât m-a ajutat lumina și ce a ieșit pe filmare. E foarte frumoasă și e interesantă treaba asta cu faianța la ei, cu ceramica, pentru că sunt mai multe clădiri care sunt placate cu astfel de faianță. Este și o biserică care la fel are aceste plăci de ceramică și sunt multe clădiri și pe străzi, nu neapărat atracții turistice, clădiri, blocuri care stau oameni probabil, care au faianță pe fațadă. Mi se pare dubios că la noi faianța se folosește în baie și în bucătărie, dar la ei a devenit un element de decor și este și ceva caracteristic pentru ei, cred, pentru că se aude foarte multe gălăgii de undeva. Se ceartă cineva? Da. Da, să spuneam că este un element caracteristic pentru că pe la toate magazinele de suveniruri găsești astfel de plăci de faianță, de ceramică, adică poți să-ți iei și tu acasă, să-ți faci casa dacă vrei să o plachezi cu faianță. Glumezi, bineînțeles, dar poți să-ți iei o placă din aceea de ceramică cu un desen anume, cu ceva scris pe ea și au foarte multe obiecte cu acel imprimeu de faianță, să-i spun, de la șorțuri de bucătărie, prosoape de bucătărie, tricouri, magneți, bineînțeles, evident, peste tot sunt magneți, față de masă, foarte, foarte multe lucruri cu acel imprimeu faianțat. Nu știu dacă există cuvântul ăsta, dar l-am inventat eu. Da, și aseară am fost la această gară sau Bentu și de asemenea am reușit să intrăm în ce s-ar numi cel mai frumos McDonald's din lume. Da, există așa ceva. Este un McDonald's făcut într-o veche cafenea, când McDonald's a preluat acel local. L-a preluat cu această condiție să păstreze exact designul care era în acel local și ei au făcut treaba asta și arată într-adevăr foarte, foarte bine. Am intrat în el ca într-un muzeu, că nu am luat nimica de mâncare. Am vrut doar să-l vedem cum arată. La intrare are un vultur imens și în interior e cu candelabre, cu vitralii, adică ceva ce nu te aștepta să vezi într-un McDonald's. E interesant. Am filmat și acolo din nou, sper că m-a ajutat lumina și da, se pare că în Porto găsiți cel mai frumos McDonald's din lume. Nu te-ai aștepta la treaba asta, adică nu te-ai aștepta ca un McDonald's să fie frumos, adică să aibă elemente de genul ăsta cu candelabre și vitralii, dar uite că există și așa ceva. Bun, cam atât cred că voiam să vă spun pentru moment. Acum, o să o luăm la pas, este, stați că vă spun cât este, aproape 11 dimineața și vrem să mergem la niște atracții, să vedem la câte reușim să ajungem și aș vrea să fac și niște cumpărături azi. Nu știu dacă ați văzut clipul în care făceam bagajul pentru Porto, v-am zis că sunt două Primark-uri în oraș și multe alte magazine la care aș vrea să ajung și da, să vedem ce iese și din treaba asta. Dar, momentan, mergem să luăm micul dejun pentru că nu este foame. Eu cred că mai mănânc un pastas de nata. Cred că nici asta nu pronunț cum trebuie, dar nu contează. Pentru că mie îmi place foarte mult. Tibi a zis că nu-i place. Asta este. Mănânc eu și pentru el. Mă sacrific. Oricum, cred că pe partea de patiserie stau foarte, foarte bine oamenii. Așa că avem de unde alege. Am uitat să vă spun de Francisinia, care i-a displăcut lui Tibi. Chiar nu a fost rea. Zis că nu a fost rea, zis că poate ar mai încerca și în altă parte. Eu nu pot să spun că mă dau în vânt după ea, am luat o gura, am gustat, că da.
nu puteam să nu gust preparatul lor specific, dar într-adevăr nu e rău. Față de ce ne așteptam noi, dar eu n-aș putea să mănânc o farfurie întreagă de așa ceva. Cred că mi-a picat destul de greu la stomac și la ficat și la orice. Așa, o gură cât am luat a fost ok, dar nu e tipul meu de preparat. Bun, mă bucur că afară este cald și soare, pentru că în apartament este foarte rece, foarte frig, e din piatră, cred, clădirea sau ceva de genul ăsta, nu știu exact. Și e foarte rece. M-am zis și ieri când mi-a înghețat nasul, când am lucrat. Și acum mă încălzesc la soare ca o șopârlă. Ziceam de mizeria de mai devreme. Vedeți ce e aici? Într-o fântână arteziană din centrul orașului. O fântână foarte frumoasă, de altfel. Da. Dar... Da. De ce? Chiar, adică, de ce? Acum, spun așa, mi se pare că românii sunt mici copii la... Da, nu, în România nu vezi așa ceva. În România nu, da. Niciodată. Păcat, da, mare păcat. Și în spate este o biserică foarte frumoasă, unde mergem acum.
S-a făcut seară deja de când n-am mai vorbit cu voi. A fost o zi lungă. După ce am vizitat 3 biserici, a fost în total, nu? Da. 3 biserici. Și la una am urcat și în turn, de unde se vedea foarte, foarte frumos orașul. După ce am terminat cu vizitele, am fost la cumpărături, am ajuns într-un Primark. Yay! Dar n-am luat foarte multe chestii. Sper că m-auziți, pentru că a fost meci în seara asta și FC Porto a câștigat și a câștigat și campionatul și e nebunie în oraș. Dacă auziți. E nebunie, am filmat mai devreme. S-au adunat niște oameni în piață. S-au adunat suporteri în piață și au început să cânte, să urle. Și da, e nebunie mare în oraș în seara asta. Și foarte mare gălăgie, așa că sper că se aude ce vorbesc. Hai că încerc să mă dau mai într-o parte să fie cât de cât mai liniște. Așa, vă spuneam că am ajuns la cumpărături, am ajuns într-un Primark. Am fost într-un mall foarte mare, cred că cel mai mare mall al lor, Norte Shopping, așa se chema. Și mi-am luat niște chestiuțe, nu foarte multe. Bun, n-am făcut chiar foarte multe cumpărături, dar am să fac un haul separat oricum când ajung acasă. După ce am terminat cu shoppingul, am venit la casare, am lăsat punga mare în care am pus de toate, că n-avea rost să o cărăm după noi, și am fost la Hard Rock, unde am mâncat ceva și am băut un cocktail. Mă rog, până la Hard Rock am văzut oameni adunați pe stradă și cântând și bucurându-se pentru echipa lor. Am fost la Hard Rock, tocmai am ieșit de acolo, am mâncat ceva, am băut un cocktail și acum mai căutăm un local. Să găsim ceva. Dacă avem șansă, dacă s-ar putea să fie plin de suporteri care se bucură și vor să ne sărbătorească, dar noi căutăm. Sper să avem și noroc. Căutăm un local unde să mai stăm, să, nu știu, bem un cocktail. Aș încerca și un vin de Porto, deși mâine avem un tur la o cramă unde vom și degusta vinuri, dar poate mai încerc ceva și până atunci mai degust alte vinuri și până la turul de mâine. Da, haideți că vă las, e foarte multă nebunie în oraș. V-am spus dimineață că este destul de haotic orașul. Ei bine, în seara asta va fi și mai haotic și mai aglomerat, dar măcar oamenii sunt fericiți, chiar sunt fericiți, au pentru ce să se bucure, noi cu fotbalul mai puțin. Da, hai că mergem. Foarte fain, ești ca într-o poveste. Deja suntem la al treilea vin. Hai că reușim să ajungem și la ocean, se pare, seara asta. Și cred că o să prindem și apusul. Ceea ce o să fie foarte fain.